Este o zi de luni, uh, într-o zi de vară, ar trebui, noroc că vara asta, ce ar fi trebuit să fie foarte fierbinte, este răcurită de uh, o ploaie foarte mocănească, înțepătoare. Suntem în biroul domnului profesor Vasile Dâncu, pasă rară în ultimii, cel puțin în ultimele 12 luni pe la televiziunea națională, nu v-am văzut decât foarte rar. Eu cred că nici am fost la nicio televiziune națională. De ce ați ales să stați deoparte? Pentru că viața are diverse ritmuri, ritmuri pe care le dă propria ta conștiință și ceea ce ai de făcut. Mi s-a părut că sunt foarte util în mediul meu de cercetare la universitate în acest moment. Lucrez la câteva cărți pe care trebuie să le termin obligatoriu anul ăsta, pentru că dacă nu se perimează informația, așa încât cred că sunt foarte util acolo unde, unde sunt acum. Dezbaterea de televiziune, am mai fost la televiziunea dumneavoastră anul ăsta o singură dată și nu știu dacă am mai pot o televiziune. pentru că cred că în concertul na național al televiziunilor, acum nu aș avea ce să spun relevant și să fiu ascultat. Nu cred că temele structurale, importante ale României. Sunt și pe agenda televiziunilor în marea lor majoritate Pe de altă parte, cred că la televiziunile locale se vorbește despre comunitate Și acolo este viață și asta mă interesează și pe mine Comunitatea noastră mă interesează, mă interesează comunitățile din România în general Mă duc, de exemplu, am compensat faptul că nu mă duc la televiziune Am fost la conferințe în mai multe orașe Sunt din Vreau România. să spun că, deși spuneți că temele ar putea fi perisabile, uh, practic vă cam clasicizați, domnul profesor, că ce scriați acum un an, doi ani, se cam dovedește a fi adevărat. Uh, făceați recurs la un editorial din politică incorrect, uh, recent, pentru că ați participat la școală, o școală politică la Biseană Său, unde ați întâlnit niște tineri care v-au pus niște întrebări. Ale căror răspunsuri le, gă, le regăsim în acel text. Uh, o impune și momentul, ne tot întrebăm toți când poate să aibă loc acea setare politică, cine să o facă, domnul presor, că nu reușim de 28 de ani să o facem. Păi, văd că la noi nu reușim să o facem pe cale pașnică. Aceasta este marea problemă a politicii noastre. Noi nu reușim să uh, obținem un consens. A fost uh, doar un consens uh, la spiritul de la Snagov, la un moment dat, când societatea era într-o criză și o segment tare puternică a puterii uh, și a mai fost o încercare uh, Traian Băsescu cu Victor Pont a făcut un pact uh, de neagresiune, ca să care spunem însemna, așa. Care mai eu o pun pe ochiul și tu mi-o pui pe... Sau, da. Nu știu dacă asta a fost neapărat în acest proiect, a fost anterioară probabil acestui proiect, că după aceea au urmat și alte proiecte de colaborare, ca să spunem așa, între Palatul Victoria și celelalte palate care se luptau și se luptă și acum. Dar în orice caz a fost o încercare care a fost uh, jalnică, pentru că după șase luni sau trei luni n-a mai funcționat nimic, a avut și un regulament. În care se scria ce expresii să nu folosească unii e, și ceilalți, deci nu era ceva fundamentat pe voință politică a consensului. Neavând-o voință politică a consensului, atunci numai dezastrele pot să ne adune sau conflictele majore, probabil că pot crea momente de resetare e, a vieții politice. Resetare de la noi. politică sau resetarea a poporului? E sigur că, e, ca un jurnalist critic care sunteți, e, ați cere soluția maximală e, să resetăm odată cu politica să restăm și mentalitatea. Asta ar fi soluția ideală, să mergem spre o schimbare profundă până la urmă și a poporului care în sine generează clasa politică nu o să dăm vina numai pe politicieni de fiecare dată, trebuie să dăm vina și pe cei care i-au votat și pe toate tăcerile și lașitățile Pasivismul noastre. de care vorbeați în articol. Și pasivismul, faptul că nu ne asumăm responsabilitatea, găsim foarte ușor explicații la insuccesele noastre fără să ne asumăm asta, avem un locus of control, cum spun psihologii, foarte în afară, adică ceea ce se întâmplă, nu îi se întâmplă niciodată din cauza noastră, nouă ca indivizi, ci se întâmplă din cauza sistemului, a trădărilor, a politicienilor. Ori nu este așa, până la urmă, este nevoie de acțiune colectivă și de solidaritate, de minimă solidaritate, pentru ca să facem această resetare. Pasivismul, știm, este cuantificat în cifra de 61% neparticipare la vot. În schimb, mi se pare ceva interesant că poveștile despre politică de la crâșmă sau din fața televizorului au trecut cumva pe Facebook și în stradă. Avem o nouă, un, nou, un nou soi de consultanți politici, de experți în Constituție, nu prea mulți, dar vocali. Uh, dar restul de 61%, ce fac, domnul profesor? Asta? Ce credeți că așteaptă acum? Mai așteaptă ceva? Sau supărat de tot pe România? Este o majoritate tăcută care poate fi uh, emoționată, care poate fi revrăjită, ca să spunem așa, uh, oricând. Pentru că nu trebuie să faci mare filozofie ca să îi convingi pe oameni să vină după un proiect serios. Dar după părerea mea trebuie câteva condiții pentru că această masă morfă să se trezească. În primul rând, e o condiție importantă ar fi următoarea. Să încercăm să spunem adevărul oamenilor. Toată lumea a interpretat victoria lui Trump ca fiind o mare manipulare de la ruși, venită din cosmos, din fake newsuri, uri că mass media și toate celelalte. A fost în primul rând un efect de sinceritate pe care un lider politic contra sistem, neangajat, nepolitizat foarte mult, neideologizat, ca să spunem așa, a făcut un exercițiu de sinceritate cu oamenii și le-a plasat câteva explicații simple și după aceea, în primul an de guvernare, s-au văzut cifrele economice care au crescut foarte mult, cifra locurilor de muncă și așa mai departe. A încercat să se ține de câteva idei simple, să consider că politica poate să fie mult mai simplă decât varianta complicată. Și prima soluție este să le spui la oameni următorul lucru. Dacă vrei să reemoționezi lumea, fericirea voastră este principalul meu scop politic. Nu PIB-ul, nu creșterea economică, nu integrarea în UE, nu participarea la nu știu ce mari coaliții. Prima mea, primul meu lucru este fericirea voastră. Victor Orban face chestia asta deja în Ungaria. Fericirea ungurilor pentru el înseamnă tăierea comisioanelor bancare pentru anumite scoateri de la bancomat, nu știu, o anumită naționalizare a pilonului de asigurări. Are efecte. Uh, și vreau să vă întreb, avem pe domnul Erdogan în acest moment, relegitimat ca și domnul Orban de un vot mare, solid, nu? Petrecut în condiții corecte, potrivit a celor care au observat da. aceste alegeri. Uh, mai există democrație. Substantivul ăsta mai există, mm -hmm. profesor? E, Trebuie să le rediscutăm. Să rediscutăm. Dar cum i-am putea spune? o mai e democrație. Dacă media manipulează, într-atâta încât alterează sensul democrației, vezi Brexit. Am să-i spunem poliarhie. Revenim la o formă de poliarhie în care puterea s-a fragmentat atât de mult, a avut o lichefiere a puterii, cum spune un mare sociolog Bauman, despre societatea lichidă, despre politica lichidă, emoția a distrus ceea ce era credibilitatea unui centru mare de putere, a unei mari puteri, fie că este Statele Unite, fie că este Rusia, sau în guvern. A dispărut forța unei coaliții de guvernare, să spunem, care are în același timp președinte, parlament și guvern, au dispărut toate acestea. Deci puterea s-a împărțit deja, s-a împărțit foarte mult și asta a creat o degradare în societate, pentru că nu mai e cineva care să spună că doar el are dreptate. Și atunci și au devenit, când cineva a venit cu o formă de sinceritate și cu o formă în care ați ținut cont mai puțin de ce se spune în afară și mai mult de ce cred oamenii, au reapărut niște forme de autoritarism. Uh, cum sunt acestea, a lui Orban, al lui Erdogan, pe care nu le mai putem cataloga în manualul de știință politică, uh, nici la, la dictatură, dictatură, dar nici la uh, democrație, așa cum o știam noi până acum. Deci sunt niște forme intermediare, de fapt, cred că trăim o democrație hibrid, așa cum războaile au de devenit hibride, așa și viața noastră a și devenit... foarte de... rapide. Da, spuneți că acești 61% în continuare ar putea fi emoționați de o personalitate care să îndeplinească anumite condiții. Noi, în istoria asta de 28 de ani de uh, postcomunism, tot la 8 ani avem câte o vrăjală din asta în profesor. Constantinescu, un far luminat, călăuzitor, domnul Băsescu, la fel, domnul Iohannis. Și astăzi, domnul Claus Iohannis a dezamăgit. Este o nouă dezamăgire. Ce s-a întâmplat astăzi este o nouă dezamăgire pentru fanii săi, care îl sfârtecă pe Facebook, cei care erau alături de el în mass media îl fac lași. Lumea este desunflată în acest moment. De ce nu se poate privi totul sub forma de construcții politice cu mai mulți oameni? De ce nu se poate crea asta în România? Este foarte simplu. Noi încă nu am descoperit instituțiile. Deci noi în România suntem încă la faza tătucului. Deci nu am depășit faza lui Nicolae Ceaușescu, care încă ar fi votat de 45% din români care au drept de vot acum. Sigur că dacă ar fi la vot, nu l-ar mai vota. Și-ar aduce aminte și de foame și de frig și de alte lucruri, dar măcar polemic, 40% spun că l-ar vota. Deci noi încă n-am descoperit că instituțiile trebuie să schimbe uh, România și instituțiile trebuie să conducă, nu oameni indiferent ce om ar fi, să fie Einstein, ca să folosim un om uh, cu cel mai Kiovesi. puternic de, uh, brand, nu au cum să schimbe o realitate. Nu pot face dreptate singuri, nu pot să aducă dreptatea pe pământ sau justice for all sau dreptatea pentru toți. Nu au cum să facă asta. Asta înseamnă că trebuie să construim instituții. Dezbaterea asta legată de și no, se, se pare sau... că primul cetățean care n-a înțeles că instituțiile trebuie respectate și făcute să funcționeze a fost chiar domnul Iohannis. Acum, nu profesorul Dâncu, nu. Consultantul, nu? Uh, prietenul stângii din cetățeanul. Cum l-a văzut pe Iohannis în această lună? Vorbesc serios, ca ce. Cetă... mai puteți dezobiectiva. Destul de complicat, dar și nu-mi prea place să comentez politica de acum, tocmai pentru că cred că politica și-a pierdut țintele adevărate, că de fapt suntem într-o derivă continuă, în care din acest conflict între oameni, de fapt, am uitat scopurile noastre comune și scopurile care ar putea să creeze priorități și să ne adune în jurul unui proiect. Ce să spun? principal, noi credem și am, lansăm în spațiu public viața politică se desfășoară numai pe bază de actori. Dragnea este un actor acum, Chioveș e un alt actor, un alt actor era președintele Iohannis. O triadă, o, un joc între trei actori politici în acest moment. Uh, fanii uh, lui Chiove și cred că dacă dispare uh, Dragnea, dacă di Dragnea dispare de la putere, dintr-o dată în țara asta va curge lapte și miere, guvernarea va fi mai bună și celelalte lucruri. Ceilalți cred că dacă și dispare sau dacă Iohannis dispare, dintr-o dată totul se va lumina și vom avea o, o mare revoluție a mentalității. Lucrurile astea, cu siguranță, nu se vor întâmpla. Pentru că ar trebui să încercăm să vedem cum putem să construim instituții și după aceea să populăm instituțiile cu oameni. Ori cel mai bun lucru ar fi, și eu cred că ceea ce nu s-a înțeles nici la ceea ce a încercat Claus Iohannis, care nu are poate nicio echipă care să comunice uh, foarte profesionist și nici domnia sa nu este uh, specializată în comunicare sau să aibă obiceiul de a comunica expresiv și continuu cu societatea, este că uh, președintele Iohannis a încercat, de exemplu, să joace prin tăcere sau prin amânare, a încercat să joace un fel de rol între persoană și instituție nu a avut probabil să piardă din fanii pe care îi avea în mediul online mai degrabă sau din mediul acesta al rezistenților la ceea ce se întâmplă în România și pe de altă parte și-a dorit să fie și constituțional, adică a vrut să fie un fel de om instituție să fie și corect și atunci prin amânare a reușit să-i nemulțumească pe, să ne mulțumească pe toată Vasile Dâncu, pe dumneavoastră v-a nemulțumit amânarea nu pe profesor, nu pe consultant eu nu, am, nu cred că acest lucru, această amânare, a, să spunem, are așa a retrogradat România, s-a dus România undeva. Probabil că pe fanii președintelui acest lucru i-a nemulțumit, pe cei care așteptau foarte mult de la dânsul. Eu nu pot să fiu simplu cetățean, eu am înțeles care este rațiunea strategică. Am înțeles că se caută un moment. Uh, în care să fie o uh, un fel de win-win să zicem. Bun, pentru atunci o... hai să revenim la uh, consultantul în comunicare, Vasile Dâncu. Dacă a așteptat un moment win-win, ăsta de azi a fost cel mai prost. Pentru că a reacționat, a fost reactiv, nu? Putem constata asta după interviul de aseară de la antena 3-a care a spus clar că susține suspendarea, că nu de-aia pleacă în concediu. A fost reactiv pentru că a făcut-o foarte târziu, când putea să taie pisica în primele 5 minute de la decizia CCR și nu mai avea niciun fel de scandal. Și nici măcar n-a fost inteligent. Pentru că, mă gândesc și eu, uh, după ce ai luat lumină de la branding-ul Aurei Codruța Căve și pe partea de anticorupție, acum te-ai lăpădat de uh, ea, uh, ai lăsat-o singură și ți-ai trimis la înaintare purtătorul de cuvânt. Se poate vedea și așa problema. Uh. Exact asta a vrut să transmită după părerea mea ca să interpretez gestul semiotic, a vrut să transmită președintele că este o decizie cu care nu este de acord, dar că este obligat de Curtea Constituțională și de Constituție să o facă. Dacă ar fi putea să o comunice? Dacă ar fi comunicat o ăsta? singur, personal, dacă ar fi făcut o imediat, ar fi însemnat că de fapt, este de acord cu aceasta. A vrut să transmită, cred, că este obligat să facă acest lucru și că este un președinte constituțional. De fapt, președintele se lupta acum cu două tendințe care apăreau masiv în opinia publică și noi cei care facem sondaje știu. Pe de, pe de o parte, majoritatea populației cerea președintelui să respecte decizia cursii constituționale și de asemenea, chiar dacă era o majoritate mai mică, era și o majoritate care spunea că nu ar trebui demisă Cioveșcu. Cioveșcu a câștigat în ultima perioadă, mai ales în acest, în această bătălie dintre cele două partide majore și dintre cele două palate, a câștigat continuu uh, încredere încrederea publicului, brand, ca să spunem așa, a devenit un brand anticorupție. Anti și este un brand anticorupție. Și atunci președintele, de fapt, prin această mișcare a vrut să fie abil. Însă, știți cum suntem noi, ardelenii, nu ne iese întotdeauna când vrem să fim inteligenți la București. Dar uh, părerea mea este că uh, atunci când a fost criticat de toată lumea, de exemplu, atunci când președintele a investit-o pe doamna Viorica Dăncilă în funcția de premier, împotriva voinței, așa cum a manifestat și a spus-o direct. În sondaje a câștigat procente importante pentru că uh, a fost considerat un arbitru imparțial, că nu a intrat în uh, spațiul, să spunem, de bătălie politică, personală uh, dintre oameni. Deci putem vedea că a această reacție o să o măsurăm, toată lumea o să o măsoare peste vreo câteva zile, o să vedem peste câteva zile în ce măsură această decizie este bună sau proastă, chiar comunicațional vorbind. La prima vedere, sigur că. Uh, Pare că este o decizie în care mai degrabă este luz-luz decât win-win. În anii ăștia care au trecut, inclusiv dumneavoastră sunteți un om puternic, dar a stat foarte mult în preajma unor puternici. Ei vă caută, vă cer sfaturi uh, și vreau să vă întreb ce se întâmplă când ajungi în stratosferă, uh, ce modificări au la capitolul rațiune, creier, suflet, de nu mai asculți consilierii, când devii președinte, premier, nu știu. De șef serie, șef sie, într-o instituție de forță sau cu mare putere. Ce se întâmplă de nu-ți mai asculți consilierii sau... Hai să punem a doua întrebare și poate ne răspundeți la două. Uh, ce se întâmplă cu un Claus Iohannis care a intrat nepregătit pe partea de comunicare la Cotroceni, dar acum câți ani, nu? Și aproape că a evoluat... N-a evoluat pe partea asta deloc. Nu-și putea găsi resurse financiare sau uh, de uh, profesionale să se îmbunătățească la capitolul ăsta? Cum se spunea în literatură, stilul e omul sau omul e stilul, putem spune și invers. Nu există același tip de asumare a funcției pentru uh, toți liderii pe care am cunoscut-o după 1990, să spunem. Uh, Sigur că uh, în momentul în care se ajunge la o anumită funcție, uh, există un dat uh, pe care îl primești. Există o serie de consilieri care devin, apar, fără să-i să fi avut uh, individul. La noi, în campanii, nu există o continuitate între campanie și viața de după campanie. Nu există echipe care se fac pe zeci de ani, cum sunt în Statele Unite. Nu există stabilitate și prietenii în politică. Clinton s-a dus cu o grămadă de consilieri prieteni pe care i, i avea de 20 de ani, de 10 ani s-au pregătit, au mers la universități. Au aflat ce să facă pentru educație, ce să facă pentru sănătate. Deci, acolo unde politica este instituționalizată, sunt echipe care se duc și atunci nu există o ruptură mare între. Aici vin oameni noi. Dintr-o dată, cineva devine președinte, oricine a devenit președinte, să spunem, în ultimii ani, nu era sigur că o să devină președinte. Uh, pentru majoritatea a fost o surpriză, și atunci au mers cu echipa pe care au avut-o, de exemplu, în campanie. Și aici, sigur că tipul de comunitate, ca, care este legat și de tipul de om. În general, primul lucru pe care, primul reflex al președinților și al oamenilor uh, care ajung la un moment dat într-o funcție este să nu comunice. Nu cum să comunic mai bine. Prima este să nu comunic. Pentru că suferințele dintr-o campanie electorală, uh, viața, uh, campania negativă, uh, atacurile celorlalți, care de foarte multe ori nu sunt uh, neapărat uh, cele mai elegante. La noi vedeți că se face politică uh, cu procurori, cu uh, Media. denunțuri, se trimit denunțuri, deci un lider politic îl denunță pe altul la DNA. Sau, deci asta este inimaginabil într-o democrație normală, în care oamenii se respectă unii, unii cu alții. Și atunci, emoțional oamenii se blochează și nu mai comunică în ritmul care ar trebui să comunice, să socializeze puterea, de fapt. Este o formă de, să spunem așa, cred... Că este un mecanism de apărare a euului foarte bine, bine emoționalizat. În al doilea rând, este foarte greu să găsești în România în acest moment consultanți politici care să fie să zicem, și dragi echipei tale să fie și loial, dar în același timp și independenți. la noi nu se acceptă, eu văd că foarte mulți oameni care ajung la un moment dat liderii unui partid sau premier sau președinți, le e foarte greu să accepte sondajele critice. De regulă, emoțional, caută mai degrabă ceea ce este pozitiv. Și înțelegi acest lucru, pentru că vorbeam înainte, este și o caracteristică a nației noastre să nu accepti lucruri negative. Dar, pe de altă parte, eu cred că fiecare președinție a fost diferită. Dacă vorbim de președinție, a fost diferită din perspectiva personalității celor care a fost acolo, a etapelor pe care le-a parcurs în, în ceea ce privește. Le-a Dumnezeu mințile, bref. Da, unora, uh, da, alții uh, probabil consideră că comunic, instituția în sine comunică destul pentru ca să nu fie nevoie de explicații suplimentare. Ca să nu, unora, de exemplu, care sunt, uh, ajung președinți și sunt mai onești, mai, mai uh, modești, ca să spunem așa, spun, uh, ar fi o mare demagogie să mă arăt pe mine toată, uh, toată ziua. Și atunci rezistă la sfaturile bune ale celor care le spun, Păi departe sau ieși când trebuie? Da, ieși când este nevoie sau ieși, foarte, ieși destul de des pentru că contează ce spune un lider important, contează pentru oameni. Oamenii acum nu știu, m-am uitat la cei care vorbeau despre codul penal și despre modificările codului penal, nici parlamentarii care îl votau, nici oamenii care îl criticau, nici cei din stradă, nu știau despre ce e vorba. vorba. Era doar emoția, doar un indicator care era scos în față. Vorbeați de prietenii în politică, în puterea mare, pe care e normal la un moment dat să le ai sau asta ar fi de dorit. Sunteți prieteni cu Laura Codruța Căveșii? Nu sunt prieten cu Laura Codruța Căveșii. Sunteți prieteni cu Liviu Dragnea? Cu Liviu Dragnea am o relație apropiată, chiar dacă sigur că nu pot să spui când e vorba de putere, când oamenii ajung la putere la o foarte mare putere, nu mai știi dacă mai are loc și prietenia. pentru că, în primul rând, tu ți închipui că nu vrei să fii o povară a celui care îți era la un moment dat prieten. Deci nu știi de unde sunteți vine. Sunteți prieten cu Claus Iohannis? Nu sunt prieten cu... Mai sunteți prieten cu Ian Rus? Da, cu Ian Rus mai sunt prieten. Chiar dacă poate că nu ca atunci când lucram împreună, când eram toată ziua împreună, când ai motive să fii și mai apropiat, să, fii, să comunici foarte des, dar nu s-a stricat de relația noastră de faptul că eu, acum eu stau mai mult la București și dânsul la Cluj. A, a făcut un gest foarte interesant în ultimele două săptămâni, așa a anunțat ieșirea din PSD, așa a și făcut-o după aceea și a anunțat fățiș că îl susține pe domnul Victor Ponta pentru o nouă construcție politică. Are Victor Ponta vreo șansă în proiectul său. dar realist, adică să nu ne dați un mesaj uh, uh, cum să spun, ambigu ca în bancurile cu Ion. Are sau nu are șanse să reconstruiască stânga? Uh, să spun despre gestul lui Ion este un gest individual eu mă bucur că -a eu... L-a pomenit un pic acolo. Sigur, dar mă... este gestul, un gest unilateral ca să spunem așa. Mă bucur că mai are încă uh, emoția și uh, să spunem așa, o dorința de a mai crede în ceva și după dezamăgirile pe care le-a avut mai poate să creadă în ceva. Eu sunt bucuros pentru asta. Eu cred că Victor Ponta a ieșit mai repede din politică decât trebuia și a programat foarte prost propria lui carieră, propria lui reacții și că ar fi putut să însemne încă ceva pentru stânga atâta timp cât era în PSD. În momentul când a ieșit din această zonă, ți-a asumat un risc. Și aici, acolo, este o chestiune care ține și de strategie și care ține și de conjunctură. În condițiile în care PSD-ul nu va găsi soluții pentru a se revigora în acest moment, pentru a se dinamiza, atunci Victor Ponta ar avea o șansă. Dar, de asemenea, Victor Ponta, fiind o amenințare pentru PSD, sprijină în momentul ăsta fără să-și dea seama PSD-ul. Pentru că PSD-ul va trebui să simtă acest lucru și să uh, găsească o formulă. Or, o formulă de uh, tinerire, de, de democratizare internă, de a aduce oameni noi, uh, de a schimba un pic. Uh, unele din elementele de comunicare care sunt foarte importante și care în ultima vreme au fost lăsate deoparte. Fra da? Frapează acest, acest nevoie de a-l chema pe fratele mai mare, știți? Dacă da. suntem sinceri, uh și trebuie să fim sinceri, Ioan Rus nu era una dintre figurile cele mai plăcute în PSD-ul mare, da? Uh, grupul de la Cluj, considerat uh, detemut sau uh, ciufut, ca să zic așa, nu era cel mai plăcut de către Sud, de către Moldova, de către psd din zonele respective. Să-l acum un ajutor pentru construcția stângii, sperând că o să iei din PSD, că până la urmă nu o să ia deputați, o să ia 3, 5, 2 ani, dar sperând că o să emoționeze un electorat de stânga care nu l-a prea vrut pe Ioan Rus că dacă îl vrea, îl vedeam astăzi pe undeva pe acolo prin structuri, mi se pare un pic cam ciudat să vii cu fratele mai mare să spui că ce? Vedeți că vine fratele mai mare dacă nu mă alegeți? Acum, nu știu în ce măsură uh, Victor Ponta a, a insistat pentru acest lucru, nu știu în ce măsură a fost cel care să dinamizeze aceasta. Pentru că, așa cum. Sau în ce măsură a vrut domnul Ion Rus să mai la pe scenă? Eu știu că pe Ioan Rus greu îl tragi dintr-o parte sau în alta. Dacă îl invit să facă ceva, poate face invers, mai degrabă. Așa încât cred că a fost dorința lui sinceră și o nemulțumire probabil sinceră a lui Ioan Rus de a face ceva și de a ajuta ceva ce îi se pare o mișcare. Uh, nouă, mai proaspătă poate sau așa mai departe. Eu știu pe Victor uh, Ponta ca un tip inteligent, uh, uh, un politician uh, bun, dar uh, că nu excelează în a organiza, în a da telefoane. Știu cum, care erau nemulțumirile când era președinte. Adică este uh, un președinte mai puțin tătuc, mai puțin... Uh, organizator, ci mai degrabă el reprezintă, vrea ca ideile lui să fie urmate de oameni decât să-i cheme pe oameni la el. Om vedea în viitor, ar trebui să se schimbe. să -și schimbe și el, acum, probabil, dinamica acțională, pentru că nu mai este președintele PSD-ului, ci președintele sau, mă rog, inspiratorul unui partid care are nevoie de alergat în teritoriu mai care mult. Care este cea mai mare problemă a PSD în acest moment, structural, în intern, în interiorul partidului, cum o vedeți? Poate uh, și în afară. Uh, uh, dacă te uiți din lăuntru PSD-ului, nu mai sunt chiar în lăuntru și nu pot să spun 100% ce se întâmplă acolo, dar dacă te uiți din lăuntru, vezi diferit decât se vede PSD-ul din afară. Înăuntru există foarte multă solidaritate internă, o solidaritate frustrată, o solidaritate mecanică, să spun așa, legată de faptul că este un partid care se simte amenințat, care a fost. Care a pierdut alegeri prezidențiale în ultimii ani, de, furt, de mult, foarte multe ori, prin greșeli ale liderilor. Dar, și la dar înăuntru există și, o, la și la mustață. și De două ori. Înăuntru există o solidaritate foarte importantă. Uh, și asta nu o prevăd cei din afară. Spun că este, uh, de fapt, Partidul așteaptă să exprese. Nu e adevărat. Partidul așteaptă o perioadă de uh, să aducă ceva pentru România și să, să se schimbe ca, uh, ca imagine. Uh, deci, în acest moment, sigur că oamenii suferă în interior din, uh, din această cauză. Uh, Dacă nu ești afară din partid, nu s-au reușit, reușit să se găsească voci. Asta spun toți. Am discutat cu o școală, la o școală de, de tineri despre asta. Nu reușești să găsească în acest moment voci mai multe voci care se iasă în spațiu public și să explice ce se întâmplă. Pentru că dacă am luat ce s-a întâmplat în 2017, luăm monitor oficial și vedem toate hotărârile luate, toate proiectele și unele efecte ale ceea ce au făcut, S-au întâmplat foarte multe lucruri noi de, o guvern de guvernanță bună și foarte interesantă. Au fost uh, cantonați, însă, în dezbaterea despre justiție. Și au acceptat chestiunea asta. În loc să răspundă unui uh, dezbatere, asta legată de statul paralel, și. Deci, în loc să răspundă printr-o paletă mare de voci, de proiecte, de figuri, de lideri uh, secundari lui Liviu Dragnea. Uh, au uh, acceptat, de fapt, o variantă să uh, rămână pe acel punct de vedere, care era punct, punctul de vedere a unui atac din afară. Or, uh, eu nu cred că asta era scopul principal pe care și l-au propus ei. Am văzut la ultimul congres, uh, nu era neapărat uh, problema uh, bătăliei cu statul paralel. Asta era o dimensiune de a reinstituționaliza uh, justiția, care era uh, unul din proiectele lor, dar unul din proiectele lor, nu. Se referă la toate proiectele lor și cred că <coughs> faptul că nu reușește să iasă din această spirală a unei. A o fundătură de comunicare, nu reușesc să comunice peste acest, uh, această dezbatere, asta este principal asta la. Nu se întâmplă probleme. pentru că domnul Dragnea ține comunicarea la dumnealui? Nu, nu ține. Uh, când vorbești cu Liviu Dragnea, o să-ți spună. Uh, există purtători de cuvânt, există la Parlament. Parlamentarii, fiecare parlamentar este în sine și eu celulă de comunicare, ca să spun așa, se duce în teritoriul. Ați uitat în ultima vreme, eu chiar m-am uitat, nu pot să dau numele parlamentarului, am m-am uitat și la comunicările interne ale PSD, care vin zilnic. Domnul Cosmânc a inventat asta pe vremuri, da? Ce se comunica, bravo lui, până... Dar sunt sterpe, Sunt, sunt sterpe message boxurile le-au inventat americanii noi le am Știi, preluat era dar o ironie ca să vă zgândă un pic la ăsta <laughs> dar <laughs> astea sunt pentru întotdeauna. depinde cine se află acolo problema este că în partid acum Trebuie reinventate departamentele, departamentele de comunicare, departamentul de analiză, departamentele de strategie. Pentru că altfel nu sunt nici credibile uh, aceste mesaje care vin. Sunt de multe ori conjuncturale, unii nu sunt de acord cu ele. Eu nu, nu mi le trimite nimeni, nu le citesc, nici nu sunt curios. Eu chiar am citit întâmplător. Nu sunt curios despre ele, dar eu spun că uh, aici... PSD-ul are nevoie exact de acest lucru. Să, părerea mea este că ar trebui ca în aceste momente, Liviu Dragnea a fost unificator în general până la un moment dat, ar trebui să aducă și generațiile mai vechi din partid, care prin diverse conflicte succesive au fost împinse la o parte. Există o generație de secretari de stat din timpul lui Adrian Năstase, de exemplu, sau după aceea care acum sunt în mediul privat, sunt oameni de stânga, Îi întâlnesc pe la cocktailurile cu oameni de afaceri și care suspină oarecum după o activitate politică de stânga, pentru că mai pe sunt nu oameni nu de nimeni stânga. În nimeni oameni este care și... Asta este una din probleme tuturor partidelor. De fapt, PSD-ul și PNL-ul Uh, au uh, probleme ca orice partid de mari, ca, par, ca un partid tradițional, în care, în momentul ăsta, trebuie să. ideologiile vechi au fost demonetizate. Dar Vin... parcă PNL are o problemă mai mare în acest moment. Uh, Așa sigur. pare că are un lider politic care se dă în linghișpir, aleargă cu Maidanezul Partidului prin uh, Parcul Național, îmbrăcat S -s -s în treningul naționale. Uh, uh, marea problemă, cred, a Partidului Național Liberal este indistinția programatică, ideologică. Mi se pare că ceea ce ar trebui să facă liberalismul în general în România, diferit de altă zone, de o zonă europeană, unde partidele liberale sunt de stânga, nu sunt de dreapta ca la noi, dacă la noi Partidul Național Liberal este partidul dreptei, partidul fanion al dreptei, atunci poate că ar trebui să susțină mai bine inițiativa privată, să susțină economia, să vină cu proiecte... Deci, cum poate să susțină economia un președinte care nu are job? De la Sigur, asta este, este o problemă. Probabil că este și frământarea din Partidul Național Liberal, înțeleg, din ultima perioadă și cred că la. Resetarea politică de care spuneam noi trebuie să participe și grupurile organizate, ideolo grupurile ideologice, să spun așa, care sunt partidele, adică și ei trebuie să înțeleagă fiecare ce au de lăsat în urmă ca să reziste viitorului, ce au de lăsat în urmă, ce trebuie, care piei trebuie lăsate în urmă și ceea ce, ce ce ar trebui făcut în nou, fiecare pe direcția sa. La noi când promitea PSD-ul făcea un proiect social, venea și Partidul Național Liberal care spunea noi dăm dublu. Comportându-se uh, ca și stânga. Ori, nu poți în acest mediu. vedeți pe noul, cum vedeți, noua stea a politicii de Facebook, pe domnul Dacian Cioloș, cu partidul său uh, 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 Dacian Cioloș încă nu are partid. Uh, partid de Facebook. Este încă un partid de Facebook, nu a fost înființat legal, uh, trebuie să treacă prin uh, ce este mai greu, adică instituționalizarea, căutarea de filiale construcția de membri, în, uh, pentru că asta este încă important în România. În România nu poți să ai sediu numai pe Facebook, așa cum poți să ai în altă parte. Și atunci este un efort de organizare. De aceea în Cioloș are în acest moment o încredere destul de bună uh, și este într-un fel un challenge pentru dreapta, este o alternativă pentru dreapta. Depinde cum va reuși el să negocieze sau ceilalți să negocieze cu el, Depinde cum își va putea el valorifica această șansă. Pe de altă parte, ar avea nevoie de un partid mare care să-l susțină. Să construiești de la zero un partid, acum este destul de greu. Mai sunt și alte partide pe dreapta acum care se nasc ca mișcări sociale, ca mișcări de stradă și care de asemenea aduc destul de mult în spațiul acesta. Este nevoie, cred, de o negociare pe partea dreaptă a spectrului. Dacă toate aceste negocieri, domnule profesor, sunt stricate, Așa, într-o secundă, de un, nu știu, de o decizie a doamnei și de a intra în viața politică? Nu cred că este o, un proiect a doamnei și, și nici nu cred că aceste tipuri de proiecte pe care presa vorbește tot timpul au succes. Așa a fost și doamna Monica Macovei doamna Monica Macovei în sondajele făcute pe sute de mii de uh, oameni pe Facebook avea 37% era pe primul loc între candidați în realitate în sondajele noastre avea 4% cât a putut să facă maximum deci uh, e o diferență între ceea ce vedem noi când cineva nu este uh, într-o funcție politică când nu-ți cere neapărat votul și atunci spui că îl respecti, îl iubești, ai vrea să fie, să fie eroul tău și după aceea când îți cere votul, dintr-o dată oamenii se gândesc, încep să gândească diferit. Deci nu știu, nu cred că s-ar produce mari răsturnări în afara partidelor politice. Încă în România se alege în funcție de partide politice. Încă partidele politice sunt, poate că nu vor mai fi peste 5 ani, dar încă sunt cel mai important cea mai importantă locomotivă electorală și, și pentru bătrânii. Pe și înapoi pe partea stângă și PSD are o problemă, cât Casa. Ce candidat va avea, credeți, pentru Cotroceni? Ce profil? Puteți să-mi dați un nume? Nu știu, nu nici partidul cred nu cred că știe în acest moment pe cine... Ce nu trebuie nu trebuie să aipă? Să fie un om care să respecte, să respecte câteva din elementele esențiale ale stângii și prima lucru care l-așteaptă oamenii de la stânga este un discurs despre ei pentru că marea problemă a oamenilor este frica de viitor. Frica de viitor structurează atitudinea politică cel mai tare. Frica de viitorul copilor este de la 80% acum între temerile, mare între temerile mari. Ales. Cea mai importantă temere este asta. Și atunci oamenii își structurează, de fapt, opțiunea politică în funcție de aceste temeri. Când cineva le transmite încredere non-verbal, nu neapărat că le spune asta, când cineva pe cineva îl văd implicat în viața lor și cât mai aproape de viața lor, atunci îl transformă într-un erou și spună acesta este erou meu, vreau să... După aceea sunt dezamăgiți, găsesc alt erou de genul acesta. Dar un om care să reprezinte stânga ar trebui să nu fie un birocrat, ci să fie un om care umblă printre oameni sau, există o altă variantă, dar aceea n-a fost expresată niciodată la noi, să fie un om, un intelectual pe care să-l respecte pe care să spună, eu nu pot să fiu că el nu o să mă trag niciodată de, de el, cu el de mânecă, însă îl respect. Și atunci el se bate acolo sus, unde e, se bate pentru noi. Sunt două lucruri uh, pe care trebuie să le, să le aibă în calcul și le va avea în calcul probabil PSD-ul când își va alege candidatul. Ar fi greșit să-și aleagă candidatul în funcție de luptele de acum sau de luptele de, de peste, peste șase, luni. șase luni, pentru că nu este vorba de o bătălie cu ceilalți candidați. Uh, PSD-ul, în acest moment, se bate cu istoria, după părerea mea. Bătălia lui este una legată de ce va face stânga în următorii 10-15 ani în condiții foarte complicate. Să nu uităm, stânga este cel mai puternic, cea mai puternică la noi, în România. În multe părți din Europa, sub această presiune a integrării și alte presiuni care sunt, au, au pierdut foarte mult electorat. Vorbeați și vorbeați și recent și ați vorbit mereu în ultimii ani despre faptul că nu avem o elită critică. Ea ar trebui, dacă ar exista, dacă ne-am gândit să o formăm, să cuprindă toate perspectivele, nu? Ar trebui să avem. Cine să o pună <coughs> la masă? Cine să avem o managerieze? Să avem o piața ideilor. Deci, în primul rând, ne lipsește piața a ideilor. Avem intelectuali foarte critici, dar sunt toți de dreapta. Sigur că este și o generație mai tânără, de stânga, formată, de exemplu, în jurul la Critic, Atac, oameni care scriu cărți deja interesante și care au vin deja cu o perspectivă, mă spun Corneliu Ban. Uh, și stânga are critici, elită critică, dar nu pare PSD-ul să o bage în seamă, să promoveze. Sigur, sigur că aici partidele, uh, nici tânăra critică a capitalismului sau modernității care este de partea stângă nu vrea să se cupleze cu partidul, pentru că partidul a făcut totul ca să se distanțeze de intelectual. Nu am avut, uh, a fost, asta a fost una din problemele stângii în trecut. Deci trebuie să avem un, un dialog între stânga și dreapta. Așa s-ar putea naște o nouă societate. E, intelectualii de dreapta care sunt majoritari și care nu vor să intre în dialog cu stânga, pe care o resping fundamental, asociindu-o cu stereotipuri de genul ciumă roșie, caghebiști, comuniști. comuniști, securiști, nu se poate așa, nu se poate face un dialog. Și fiecare are dreptate în bula sa. Eu cred că stânga ar fi putut în ultimii ani să facă mai mult pentru ca să-și promoveze oameni, să promoveze oameni cu idei. Sunt foarte mulți oameni de stânga pe care îi știu și eu în societate și angrenați politic, dar nu au găsit întotdeauna juncțiunea cu partidul. N-a stat destul în opoziție stânga pentru ca să-și poată forma... O... N-a stat destul dacă am pierdut. Sigur că... La Cotroceni <coughs> cel puțin. La, pentru la, la Cotroceni, dar n-a stat destul... A, corect. Spuneați ceva interesant mai înainte despre dumneavoastră, <coughs> că vă miră că la experiența și trecutul său sau dezamăgirile, încă mai crede în ceva politic sau încă mai crede în ceva. Să înțelegem că sunteți apropiați de voi, noastră, nu mai credeți în nimic sau v-ați resemnat sau... Nu, nu mai entuziasmez. Nu mă entuziasmez și nu, caut, ce mai și nu mi caut un loc, un alt loc decât cel pe care l am. Nu îmi place să mă deplasez în spectrul politic dintr-o parte. ce dintr -o mai credeți, dintr -o profesor, Vorbiți cu atâta patos și sunteți apreciați și citiți de sute de mii de oameni. Despre schimbare, resetare, oferiți idei, variante, poate plăcute, poate neplăcute, poate contestabile, poate adevărate, nu le-am încercat, dar noastră în, în ce mai credeți? Cred în, într-o schimbare de generație, în primul rând. Nu am niște așteptări foarte mari de la o generație pe care n-ai crescut-o tu. O generație tânără a trebuit să se crească singură, cum generația asta care este acum la conducere a crescut în mare măsură cu cheia la gât. Așa s-au comportat și cu generația care a venit, nici măcar nu le-a dat o cheie care o să o aibă la gât. Și atunci această ruptură generațională cred că nu poate produce ceva bun, dar cred că tânăra generație are o capacitate foarte mare de reziliență. Adică în condiții foarte grele există populații, cum este populația noastră, care uh, reușește să câștige uh, în forța, o forță de adaptare. Nu știi de unde vine, dar câștigă din asta. Tinerii noștri au avut toate dezamăgirile, au făcut toate migrările posibile, au plecat în lume, au văzut foarte mulți vin înapoi, unii nu mai vin, dar cei care vin înapoi și în combinația cu cei care au rămas în, în afară pot crea o cultură a participării. Nu va da roade de la început această cultură a participării. Dar cu timpul se vor naște liderii acestei generații. Pentru că tipul ăsta de mișcare de protest omoare orice lider. Și și societatea era obișnuită să omoare orice lider ca să omoare o mișcare. Acum, de fapt, neavând lideri veritabili, această generație nouă poate crește în consistență ca participare. Și eu cred că generația asta va da, în foarte scurt timp, niște lideri pe care noi-i cunoaștem acum și care vor uh, reuși să schimbe lucrurile. Doi, cred că uh, simțindu-ne amenințați uh, noi, uh, am exemplul uh, Islandei, cred că o să-l numesc asta într-o carte viitoare, de-a de mai complexul Islanda. Națiunile mici pot să facă mult mai mult decât marile națiuni care nu se pot concentra pe scopurile imediate, ci se concentrează totdeauna pe scopuri dominative, ca să spun așa, militare, așa cum fac bărbații în politică. Bărbații nu sunt buni în politică și sunt mai bune femeile, pentru că femeile se gândesc la educație, se gândesc la creșterea copiilor, se gândesc la sănătate și la lucrurile pe care le fac femeile. De aceea sunt mai tari femeile și vor fi mai tare femeile în politică în viitor. Deci cred, de asemenea, că se naște și va trebui să se nască o nouă, un nou tip de organizare inteligentă, care este comunitatea vie. Cred că comunitățile noastre, așa cum sunt orașe, cu toate greșelile, cu lipsele de strategie, cu liderii falși sau cu lipsa de participare, orașele noastre încep să-și găsească o cale. Foarte multe din întâmplare, foarte multe din faptul că au venit mulți investitori de un fel într-o parte și atunci au dat seama că asta ar putea să fie vocația. Și cred că comunitățile locale, orașele din România, vor salva România. Asta, asta cred. În măsura în care vom reuși să, des, să le luăm de la gât lanțul acesta al centralizării excesive. Când îi vom lăsa, când vom pune regionalizarea, descentralizarea în FAPT, România va deveni puternică. Până atunci, nu, pentru că o conducem de la București. Ce să știe cineva de la București ce trebuie făcut într-o școală în Munții Apuseni? Pentru că ministrul ar trebui să semneze orice investiție la o școală din Munții Apuseni sau la un spital din zona noastră, pe de pe fabricii. Când vom descoperi niște adevăruri simple, că cel mai bine se gestionează lucrurile când sunt aproape de om, atunci cred că România va exploda. Și eu cred în asta, sunt foarte optimist. Eu vă mulțumesc frumos. Nu o să scăpa, vă pun la final o întrebare perversă. Cine câștigă campionatul mondial după pe părerea noastră? Ca să într o altă notă? Croația. Croația. Ok, să ținem Este minte. tot o națiune mică. Este în coerența teoriei mele. Sigur că la fotbal ați văzut că s-au dat foarte multe goluri din din biliard autogoluri, din șuturi da. pentru că mingea este Parec. foarte ciudată dar dincolo de asta, Croația uh, poate să câștige acest uh, campionat sau Belgia. oricare dintre ele îmi confirmă teoria Vă mulțumim frumos! O zi minunată dragi spectatori. urmăriți în Sien!